Ciao, sunt Eliza. M-am născut din mamă româncă și din tată italian. Cu toate că m-am născut aici și locuiesc aici, mi-ar face plăcere să locuiesc în România și chiar să port numele mamei mele. În ciuda faptului că tatăl meu nu i-a îngăduit mamei mele când eram mici să ne învețe limba română. Mama mea este o româncă adevărată. Cu ea mergem duminică de duminică la biserică, ne-a transmis cele mai importante valori ale neamului românesc: limba română și credința în Dumnezeu. Când eram mici, ca să cunoaștem istoria neamului, mama ne citea seara dintr-un manual de istorie poveștile despre formarea poporului român și despre domnitori. Noi am avut această șansă, dar ce fac ceilalți copii români care au părinți care nu pun preț pe limba română? Foarte mulți au uitat limba părinților lor, pentru că nu mai vorbesc românește în familie. Copiii români de aici au nevoie de manuale și de cărți în limba română, ca să nu uite că sunt români. Iubesc România!